Bun găsit la Moldțel Unbox! Există o categorie de utilizatori de smartphone-uri care se țin pe poziția: dar pentru ce mie telefon scump? Eu doar efectuez și primesc apeluri și mai folosesc din când în când Facebook și Instagram. De ce aș da un pumn de bani pe un smartphone de top? Tot respectul pentru astfel de oameni și totuși chiar și ei în fața vitrinei magazinului stau pe gânduri pe care variantă de smartphone să meargă. Azi unboxul este despre două smartphone-uri de buget. Aceeași clasă, aproximativ același preț și specificații, nu știu, vă povestesc în cele ce urmează. Samsung Galaxy A32 și Xiaomi Redmi Note 10S. Modele proaspete, cu bunele și cu mai puțin bunele lor, pe care le voi compara, iar voi veți decide care vă convine mai mult. Prima cu ce vă propun să începeți este să comparați prețul, iar oferta cu ambele smartphone-uri o găsiți pe eshop.moldțel.md, acompaniată de bonus, 12 GB la procurare și livrare gratuită în toată țara. Acum putem începe! Chiar dacă vorbim de două branduri complet diferite, cumva ele sunt asemănătoare și acest lucru începe de la exterior. Nu de design vorbesc. Designul este individual. A32 mi se pare un pic mai minimalist, cu note mai elegante și cumva ieșit din designul tradițional de smartphone-uri, ceea ce este caracteristic pentru ultimele modele Samsung. Pe când Xiaomi vine cu un design mai curbat, cu camerele aranjate într-un bloc. Asemănarea vine la materialele din care sunt confecționate. Ambele sunt din plastic, ceea ce de fapt e normal pentru clasa economy. Amplasarea butoanelor este aceeași și chiar partea de jos vine cu aceeași organizare. Port, jack, încărcare și speaker. Oprindu-ne pe câteva clipe la speaker, Xiaomi câștigă un punct în plus prin faptul că are speaker stereo, al doilea fiind amplasat în partea de sus a smartphone-ului. Nu este o calitate dită mai, dar e stereo și e tot mai bun decât mono. Designul unui smartphone cred că este o chestie foarte subiectivă și depinde tare de gusturile fiecăruia. Eu personal m-am oprit la A32. Așa cum spun deseori, eu sunt adeptul mai mult a minimalismului. Rămânând la comoditatea fizică a utilizării, avem încă o funcție care face diferența: senzorul de amprente. La A32 este situat sub display, iar la 10S este amplasat în butonul de blocare. Până la urmă, ambele funcționează rapid. Și chiar dacă majoritatea smartphone-urilor au senzorul pe ecran, mie tot îmi dă din ochi mai mult ăsta din buton. Mi se pare mult mai discret și mai comod. Și dacă tot vorbim de display, avem și aici ce compara. Dacă la mărime diferențe majore nu avem, atunci la calitate avem următoarele. Xiaomi vine cu ecran AMOLED, pe când Samsung are un Super AMOLED. Iar ceea ce este vădit diferit, rata de refresh. A32 are 90 de Hz, iar 10S cu doar 60. Asta influențează experiența generală de utilizare și după atâtea lansări de smartphone-uri cu 90, 120 de Hz, un minim 90 s-ar cere. Ca să nu înșel, trebuie să menționez că randamentul la rata de 90 de Hz la Samsung nu este cel mai bun. Dacă încarc un pic sistemul, smartphone-ul începe să frâneze. Per general, pretenții la calitatea imaginii nu sunt. Există diferențe la intensitatea culorilor și luminozitate, unde, după părerea mea, Samsung e un pic înainte. Cel puțin, pentru mine asta nu este un punct decisiv în alegerea modelului. Ambele se descurcă bine. Unde ne-ar plăcea să se descurce cel mai bine sunt, evident, camerele, sau de fapt rezultatul lor. Ambele modele sunt cu un set din 4 senzori, cele comune sunt senzorul principal de 64 de megapixel și ultra-wide de 8 megapixel, iar diferențele le fac camerele macro și de adâncime, care la A32 sunt de 5 megapixel, ambele, iar la A10S sunt de 2. Și pentru că cifrele nu înseamnă tot, iată de fapt care sunt rezultatele tuturor celor 4 camere. Așadar, avem niște rezultate low cost, dar destul de bune pentru prețul pe care îl dați. Că tot au dat căldurile și zilele însorite, am reușit să scot ceva bun din senzorii ambelor smartphone-uri. Cert este că mai aproape de culorile naturale și cu o expoziție mai bună mi s-a părut Xiaomi. Cât despre detalii, într-o lumină bună pozele ies
destul de detalizate și iluminate bine. Și tot aș înclina balanța spre Xiaomi, în ceea ce ține lumina, culoarea și contrastul. Camera frontală și ea diferă. La Samsung e de 20 de megapixeli, iar la Xiaomi 13 megapixeli. Cu toate astea, rezoluția nu a rezolvat ceilalți parametri. 10S oferă o imagine mai saturată și contrastată decât la A32, în ciuda pixelilor mai puțini. Cât despre video, 4K este doar pe 10S. Luând în considerație lipsa stabilizării în 4K, eu aș prefera totuși să folosesc doar modul Full HD. Iată ce este interesant la 10S și nu este la A32, este macro video. Astfel că senzorul îți permite să ai o distanță mult mai mică față de subiect. Nu știu cât de des veți folosi acest mod, dar e interesant să încercați. Informații pot fi multe despre camere și posibilitățile lor. Fotografiile în sine de fapt vă vor face să alegeți, iar rezultatele le-ați văzut și voi. Ca să nu uităm că vorbim despre două smartphone-uri de buget, e de menționat că și componentele fizice din interior sunt respective. Xiaomi o ia înainte cu chipsetul său MediaTek Helio G95 față de G80 la Samsung, iar memoria operativă a modelului 10S pe care l-am testat are tocmai 8 GB. Asta îl face pe Xiaomi un pic mai rapid în task-uri, nu și la Play Mode. Până la urmă, ambele modele nu au fost concepute pentru jocuri. Chiar și la setări medii, de exemplu Call of Duty, mi-a dat bătăi de cap, mai ales după vreo 20 de minute de joc continuu. MIUI și One UI. Încă un battle între două interfețe, una de la Xiaomi și alta de la Samsung. Ambele sunt customizabile practic full, sunt diferit de interesante, au și funcționalități, astfel încât vă puteți schimba complet înfățișarea smartphone-ului. MIUI mi se pare totuși un pic mai flexibil decât One UI, iar același market de teme, de exemplu, este mult mai variat și mai multe teme le găsim gratuite. De cealaltă parte, One UI mi se pare mai închegat și bine pus la punct. Mai sunt încă câte ceva de pus pe cântare cu aceste două smartphone-uri. Bateria, care la ambele e cu aceeași capacitate de 5000 mAh, dar se încarcă diferit. Și anume pentru că în set la Samsung avem un încărcător de 15W, iar la Xiaomi de 33W. Un calcul simplu și se înțelege că 10S se încarcă cam de 2 ori mai repede decât concurentul său. Verdictul. Azi fără verdicturi, dar am să concluzionez. Plusuri: Xiaomi, camera, hardware, fast charge, sunet stereo și MIUI super customizabil. Samsung, design, display mai puternic și interfață mai user-friendly. Eu pe care să-l aleg? A32. Nu, 10S. Dar se poate cumva să le unim și pentru mine noi să primim un model 10S A32, de exemplu. În fine, hai să vă reamintesc unde găsiți oferta cu ambele smartphone-uri, exact pe eshopmolțel.md, cu tot ce trebuie în set, livrare și bonusuri faine. Și tot ce ne-a rămas să vă recomand este să apăsați butonul subscribe la canalul de YouTube Molțel pentru a afla primii despre noile ediții Molțel Unbox. Eu mă numesc Ion, până la noi revedere!